Odată cu universitățile și-a deschis porțile la 1 octombrie și Școala Populară de Arte. La eveniment au luat parte mai toate oficialitățile care conduc județul. Aceștia au promis că în următorii ani vor găsi o soluție pentru extinderea școlii, deoarece numărul de învățăcei este din ce în ce mai mare. Nu doar universitățile și-au deschis porțile la 1 octombrie, ci și Școala Populară de Arte și Meserii Ilie Micu din Sibiu. Aici câteva sute de sibieni învață tainele muzicii populare, cele ale fotografiei sau cele ale instrumentelor muzicale. La ceremonia de deschidere au luat parte toți șefii județului. Aceștia nu numai că au fost încântați de activitatea culturală artistică de aici, dar au și promis că în următorii 4 ani vor încerca să găsească o soluție pentru extinderea Școlii Populare de Arte de la Sibiu. Sunt convinsă că în timp vom reuși, ca prin seriozitatea cu care am început, să putem să aducem nu doar acel plus de imagine Școlii Populare de Arte, ci mai degrabă din nou acel statut de conservator popular, așa cum a fost în anul 1946. Vreau să vă mulțumesc încă o dată, pentru că datorită dumneavoastră, datorită efortului, respectului, dragostei cu care vă faceți meseria aici în cadrul Școlii Populare de Arte, numărul de cursanți este într-o continuă creștere, lucru care nu poate decât să ne bucure pe toți. Datorită dumneavoastră, zic eu că o să putem face o treabă extraordinară aici. Cred că în următoarea etapă Consiliul Județean va găsi o strategie pe care dumneavoastră să aveți locuri, spațiu, unde să puteți pregăti temeinic și să dăruiți priceperea noastră celor care vor fi școliți. La un moment dat, sunt ferm convins, din bugetul sau prezentarea, am avut o discuție cu doamna directoare, ce cred eu că ar fi bine să ne spună nouă încât să credem că e rentabilă investiția. Ne-am ascultat mica îndrumare. Am să prezint această proiecție bugetară și cred că împreună cu domnul vicepreședinte Panciu o să găsim o soluție la care președintele nostru nu ne poate spune nu. Prezența mea, a colegilor vicepreședinți și a domnilor consilieri, luați-o ca un semn de apreciere față de ceea ce faceți dumneavoastră și eu cred că sunteți una din instituțiile cele mai importante aflate în subordinea Consiliului Județean în domeniul culturii. Spun importantă fiindcă misiunea dumneavoastră este extrem de importantă pentru a păstra tradițiile populare autentice în județul Sibiu și cred că avem ce păstra. Munca dumneavoastră este o muncă demigală, aveți mulți cursanți, dar tot ce înseamnă tradiții populare, cred că prin munca dumneavoastră se păstrează din generație în generație, mai ales în această perioadă nu simplă de globalizare, de mondializare, de modernizare a vieții, inclusiv în mediul rural. Eu cred că noi ca nație, noi ca popor și ca și țară, în acest proces de integrare, de mondializare, de globalizare, trebuie să ne păstrăm tradițiile populare autentice și să le transmitem din generație în generație. De fapt, sunt zestrea noastră culturală și această zestre suntem datori pentru generațiile care vor veni să le păstrăm și să le transmitem. Faceți o muncă deosebită și cu siguranță vom da sprijinul necesar în limita putinței noastre financiare. Momentul la care ne aflăm acum, deschiderea unui nou an școlar, este un moment foarte bun de reflexie pentru a stabili foarte clar rolul pe care îl are școala. Un rol foarte, foarte important în care elevii dumneavoastră își stabilesc prioritățile, câștigă prin învățătura anumite acumulări pentru a putea deveni performanți, performanți care se reflectă în nivelul de trai și a lor și a tuturor celor din jurul lor. De aceea, studiind activitatea școlii dumneavoastră populare de arte și meserie Ilie Micu, am observat că aveți o pregătire continuă, aplicați principiile formării continue a adulților, care sunt susținute foarte puternic și financiar de Uniunea Europeană, și aici poate să fie și o idee pentru noi să accesați aceste fonduri europene, pe lângă sprijinul promis de echipa de conducere a Consiliului Județean, dar am văzut că aveți flexibil și ca vârstă. Aveți la anumite activități plaja de înscriere până la 80 de ani. La 60 de ani, pardon, anumite cursuri. Este un element foarte, foarte important, dar datorită faptului că sunt foarte multe cadre didactice aici, la această deschidere, m-aș adresa și domniilor lor că fără a descoperi rolul profesorului, dascălului, al mentorului, nu se poate întâmpla nimic.
Din nefericire, eu mi-aduc aminte ca ani când am terminat acest curs de pictură, dar nu pot să mi-aduc aminte de profesor. Ceea ce este foarte rău. De aceea vă invit ca prin activitatea care o desfășurați și care ca rezultat este foarte bună, ținând cont de rezultate care aveți la concursuri, la expozițiile care le aveți, să fiți acei profesori care să fie aduși aminte de elevi după 30-50 de ani de la absolvire. Școala a primit la deschiderea noului an de învățământ și binecuvântarea preoților. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău, că a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.